Na, na 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 na. Bună dimineața și bine v-am găsit în cozii de vineri pe care o petrecem împreună cel puțin la începutul ei. Suntem aici nu așa la cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit, toate bune, toate frumoase, toate la locul lor. Mahmurea la urmează luni, așa după weekend, dar cu grijă și cu măsură. Că un român care se pregătea să urce pe cusă de Zaragoza, București sau nu știu ce, dănțară, și o folie tormentat de s-a oprit avionul. Bine, nici nu plecase. Omul a urcat așa un pic băut și s-a făcut rău la decolare și o vrut să iasă pe ușă. Că normal, când ți rău, nu i așa, doar nu faci în camera unde ai lucrat. Te duci, dar ușa era un pic închisă, el o tras de ea, o hățât, zice, nu, nu se deschide. Avionul a început să piuie și nu s-a mai decolat. Vă dați seama că românul și biat și Când e vorba de venit în țară, nu prea îi place. Cafeaua vine tot de la Flaviu, tot de la un român din străinătate, de la Flaviu din Danemarca. Ai mulțumim frumos că mai sunt și români cu capul pomeri care mai trimit câte o cafea pe băie mie cu Bendea și care zice că ne salută pe toți. Și pe mine. Și pe tine te salută și promite că data viitoare dă o cafea. O și scris omul, zice o cafea nu m-a trimit că mă mut luna asta. La data viitoare, când o să fie încă o cafea, o să avurăm din preună cu cei care se uită la noi un nou sondaj pe piață, dacă duminică ar fi alegeri, mă amuză. Cine ar ieși președinte? Mircea Joană. Mircea Joana e pe primul loc în pole position. El o fost să mai fie odată președinte. Mihaela, dragostea mea, s o pus la somn și pe când s o trezit era Băsescu. <laughs> Așa că domnul Joarnă, eternul câștigător, dar mereu pierzător. Nu știu ce mai trebuie lui, e secretar al NATO. Au făcut o nuntă la fică asta, sub măritatea cu un magnat american în Veneția, mă. 3 milioane de dolari sau de euro. Da, da e dusă cu barca și la vâslea la gondolă, nu contează. Unde or făcut nunta în Veneția, O închiriat hala de pește, nu gândește-te și tu. Ce miros acolo! Socrele mici ziceau, tu ești de aia. Ba nu, tu ești, tu ești. E de la pește, fetelor. Care au venit cu peștele în Italia? Așa acolo, e. L găsit. Da, acolo l Da, acolo l-au găsit. Locul 2 ar fi Ciolacu, locul 3 Simion, Ciucă, Șoșoacă, ca de obicei, la ultimul pe listă și Kelemen Hunor. Bă, nu știu ce mai intră în topuri, că nici socră mea nu l-ar mai vota ceva prospături, gen șoșoacă. Liaul <laughs> Guța Vasilescu în altă ordine de idei, să nu mai bat așa Liaul Guța Vasilescu a furat startul și de anul ăsta, a început să împodobească bradul <laughs> Băi nene, în capitala Băniei, în Craiova, se împodobește. Bradu, trimiteți-ne poze la comentarii, vă rugăm frumos, pentru că măicuța lui Fuego nu are timp, da? Dacă lui Fuigo îi vine chef în ajunul Crăciunului și o trimite după țigări, ea nu mai poate împodobi brași în altă parte. Totodată, e bucuită, e bucuită, e bucuită ioi, yo, yo. No, Gândiți-vă de acum, din 6 octombrie și până în 24 decembrie, cât are de împodobit măicuța lui Fuego și o veste bună, păcănelele rămân așa cum au fost. S-a mărit impozitul că trebuie bani la buget și un mic amendament. Nu mai ai voie să bei, nu să mai uh, vând, comercializează băuturi alcoolice în incinta păcănelelor. Deci, cu alte cuvinte, ai bani în plus să mai baș la aparate. <laughs> da, păcănele, cărți. Am fost la fix Festivalul Internațional de Carte Transilvania și am primit cărți de la Camelia să în pop, atenție mare, Transilvania, tainică și vie. O carte superbă și cu multe poze. Ți-o dau și ție, ai grijă să nu scapă piciorul că ți-l decupează. Domnului Nicu Bendea, iubitor de tradițional, asta mea, nu încercăm și un autentic și viu în lumină. Cu prietenie, Camelia sunt crea în pop. Astea în plan, mie, cărțile cu dedicație, că în viitor o să fie scumpe. Schimbăm registru, felicitări, cumpărați și citiți. Cornel Udrea portavionul cu cauciucuri de vară. Dedicația lui Nicu Bedea. A pe mine s-o mai zis. Badea, Bordea, Bendeac, o carte 100% cu umor și pentru umor. Portavionul cu cauciucuri de vară, numai din titlu și râzi, continuarea unei cărți pe care am citit-o eu mai de mult, carte care se intitula Jojolica și jurnalul ascuns în cămară, profesorul de franceză Alexandru Jurcan de la Hoedin recitivează cu Jojolica de la Dârja. E fenomenală lui Nicu Bendea cu prietenie, da? E fenomenală, subțirică, se citește repede și e plină de râs. Deci e sezonul de lebenițe și pepeni. Aproape de buza sunt arabe cu produsă. Am cunoscut o femeie haioasă care dormea noaptea la pepeni să nu-i fure hoții. Pe, Peneriță au pus un carton să-și facă publicitate. Eu scris, Pepe ne mai dulce ca dragostea ce ți-o face doamna în pat. Pepe ne mai dulce, da. Ei bine să mai citim și câte o carte la sfârșit de săptămână, dar nu uitați să beți și o gură de must, că mustul îi must hevu acestei toamne. Weekend plăcut și să ne vedem cu bine.